Standul 14, suntem în direct. Se pare că avem un drill. Să vedem. Poate este, poate nu este. Echipa, standul 14? Echipa, am pușcat Tudoru, Dani Roivescu. Cum a mers azi noapte? Binișor. Binișor? Da. Câți pești am luat decât doi pești, unul de 2,5 kg, unul de 10,5 kg. 10 kg, 10,350 kg parcă, nu? Da, da, 10,350 kg, da. Un cârpător foarte frumos. Frumos. Da. Nu vrea, nu? Nu vrea. S-a intimidat de cameră. S-a intimidat de cameră? Continuați, nu? Acum aveți ceva pești? Aveți ceva pești? Avem un pește, decât un pește. Un pește? Măricel sau? Nu, no, nu. No. Micuț. Micuț. Nu e, deci, nu e. E, nu e ce am vrea noi. Nu este ce ați vrea, da, da, nu. E, dar fiecare, timpul nu-i pierdut, pentru da, că nu se, încă timp, se joacă distanțele, diferențele nu sunt foarte mari. Da, e, da. Presiunea se schimbă, e în creștere, da, vântul văd că peștele se plimbă pe aici pe la noi din față. S-a plimbat, nu? Da. S-a văzut, da. Nu, dar se plimbă, a bătut vântul spre dreapta, acum e posibil să se oprească, pleacă peștele exact, la locul lui pe stânga și noi aici îl urmărim. Categoric. Ca așa să ne luăm, trece pe la noi prin față, face o golit și noi. Trebuie. De ceva, da, trebuie. Ce să vă zic, fir întins și mulțumim. Să ne vedem pe podium. Vă mulțumim. Salut. Salut. Echipa? Salut. Vali, Ionuț și Marian. Hai. Standul 14. 15. Doi pești azi noapte, nu? Da. Și atât? Atât. N-am mai avut, nu? O odihneați acum un pic. Da. Pregătiți pentru următoarea noapte. O noapte grea. O noapte grea și o noapte decisivă, practic. Peștele n-a răspuns așa cum ne așteptam. Nu. Totuși, pe standurile astea am văzut că nu prea s-a... Nu prea a... De fapt, colegii din dreapta voastră... Au prins bine de tot, da, aveau cel mai mare număr de pești. Număr de pești, erau, momentan erau pe locul 3. Da. Da. Ce să zic, sperăm în continuare, că nu e, diferențele sunt foarte mici în clasament, deci 5-6 pești... Și mai e de jucat. Se joacă, încă, nu mai e așa mult. E competiție, până la urmă. E competiție categoric și asta e... Se poate, ai luat... 3-4 pești mari, ai făcut pești și ai intrat în cărți imediat. Se poate schimba, se în, orice poate moment, schimba da. În orice moment toată treaba. Peștii care ați luat, înțepați sau prima dată? Au mai fost înțepați, ați observat? Nu, n-au mai fost. Sunt pești, da, sunt pești proaspeți, băgați, da. Proaspeți, băgați, proaspeți băgați prin martie. Dar acum au început să iasă și foarte mulți pești, mai ales și mai... Pești mai micuți, 2-3 kg, sunt înțepați. Abia să obișnuiesc pe bile, să mănânce practic, să aibă mai mult curaj. Încep să-și caute și ei locurile în baltă, să se adapteze la condițiile bolții. Dar nu cred că o să iasă mult mai des. Dacă acum o ieși după 6 luni de la anul, o să prindă gustul. Băile sunt eu, o să prindă... O să iasă mai des. Și o să iasă mai des, o să fie cântățile mai mari. Ce să vă zic? Fir întins. Doamne ajută. Doamne ajută. Fie. Ne vedem pe podium. Să fie. Fir întins. Standul 16, nu? Din da. Din nou? Din nou. De două ori. De două ori? A doua oară standul 16? A doua oară standul 16, da. Și când a mers mai bine? Acum sau înainte? Acum am început în forță. Mi-au plecat 3 lansete din... frumos. Văd că aveți un pește, nu? Sau acum 3. Avem 3. 3 pești aveți? 3. Bravo, 3 frumos. Pești. Nu. Astăzi, aseară și astăzi mai puțin. Speram să recuperăm, dar acum mai avem timp. Mai avem timp. Sunteți pe locul 3 deocamdată, ați făcut peștii. Se pare că mai fac și alte echipe peștii. Să vedem. Cu siguranță. Se joacă. Da, nu e nimic jucat. Da, abia începutul. Începutul. E și concurs, e totuși scurt concursul, dar... Până mâine la... La două jumate. Două jumate. O să fie timp să... Să-și facă mai toți peștii. Da. Cu echipierul al treilea băiat doarme, lăsa să se odihnească. Știu că azi noaptea era a fost o noapte grea pentru toți trei. Da, a fost, da. Foarte, a fost, foarte da. Grea, da. Știm de la cine a pornit. De la cine a pornit?
De la, la Pelin. De la Pelin? De la, da. Pelin, da. De ce a putut Pelin? Pelinul. A fost... Pelinul... N-a avut măsură. Ne-a lovit la genunchi. Și mai aveți Pelin? Mai avem, da, mai aveți și Sprite? Avem. Ieri n-am trecut pe Sprite. Stați că termin filmarea acum. Termin filmarea imediat și trec pe la apoi. Da, uite, deja e dat aer. Da. O să am rugăminte la tine, Mariane, la sfârșitul concursului, pentru că acum văd că nu ne-a apărut partenerul de interviu. Să rămâi două secunde, să discuți și eu cu voi doi, da. cei mai inversionați pescari de pe Kids Alley. Marin Ivezeanu și Florin Ivan. Deci, dacă pentru cei care urmăresc grupul Kids Alley, și vă invit să pun și linkul de afiliere la grup, moderatorul nu mai poate să mai spună nimic. Când încep ei doi, e jar. S-a tăiat tot. S-a tăiat tot, corect, nu? Da. În an de toate? Da. Unul așa. Acum suntem... Nu sunteți pe același sector, îmi pare rău, da. Dacă picați pe același sector și unul lângă altul, știți ce făceam? Vă lăsam 24 de ore aici, 24 de ore cu multe invers. Standurile. Dar v-am promis că vă fac un concurs. 24 de ore unul pe un stand, 24 de ore unul. Schimbare. Cu limită de nadă, vă iau după aceea, vă iau cheile de la mașină ca să nu mai vreți pe la mașină. Schimbare. Pac. Și să vedem până la urmă care dintre voi e câștigător. Da. Ca să nu vă zic că au jucat împreună și am jucat și eu cu ei împreună. Dar s-a ajuns la o chestie de genul ăsta în care eu sunt mai bun, și provocarea e provocare, gata. Deci ați acceptat amândoi provocarea să ați acceptat-o. Da. Cu prima ocazie vă promit un concurs. Marin, vezi Florin. Florin, vezi Marin. Cred că o să iasă ceva interesant. Cu galerie pe margine, cu tot. Da, când anul ăsta s-a luat. Anul ăsta nu cred că mai avem timp. E și rece balta, dar la anul sigur găsim o zi, în 48 de ore să facem un astfel de concurs. Oricum, el are ce să învețe de la mine întotdeauna. Corect. Același lucru spune și el. E bine. Deci... Bun. Da. Vă mulțumesc frumos, vă urez fir întins și sper să ne vedem pe podium. Mulțumim. Fir întins. Suntem pe stadul 17, dacă nu mă înșel, da? Da. Da. 17. Cu echipa? Da. Ionuț Voicu, Bordelă Iulian, Matic Andrei. Cum stăm? Binișor și nu prea. Aola. Încă sperăm. Concursul, sperăm să mare ultimul. Da, dar oricum, concursul de-abia, puteți spune, a pus un cântar. Diferențele nu sunt foarte mari între locul 1 și ceilalți. Câți pești aveți până acum? Doi pești, trebuie să faceți 7. Asta e obligatoriu. Știm, asta spune. Se cântărește de la 1 kg. Hmm? Se fac, sigur, mai mult ca sigur n-aveți cum să nu-i faceți și atunci se va juca, se va schimba altfel clasamentul. Am tunodit, dar așteptăm și noi să fie poate acum. Ceva scăpări? Două scăpări. Acum 10 minute am avut scăpări ieri. Da? Acele? Mânturile? Sunt verificați. Vedeți acele dacă mai sunt bune, dacă sunt noi. Am tot schimbat regulile, am încercat Hayabusa. Hayabusa, da. Și Fox. Și Fox. Căutam mai sub tratare. Da. N-am. Ați găsit zone tari? Doar aproape de mare. Doar aproape de mare. Și v-am mai spus. 50 metri mare. Da. Te-ai încercat. Și încercați-l și mai aproape. Mai cotați. Sunt și zone mai aproape. Zone tare mai aproape. Chiar în 30-35 de asta vă spun. Dar căutați-le. Și găsiți sigur. Și sunt zone care țin... Sunt zone care țin pești. Ce să vă zic? Vă las. Fir întins. Mulțumim frumos. Continuați strategia și să ne vedem pe podium. Să sperăm. Fir întins, băieți. Mulțumim. Standul? 18. Bun stand. Bun stand? Da, pentru odihnă, agrement, peisaj. Pentru pescuit încă nu prea. Încă nu prea, de ce? Nu a început să se miște la noi. Deloc. Azi noapte? Azi noapte nu. Nimic. Dar a stat pe ele, erați... Am stat cât s-a făcut. Eu am trecut pe aici și n-am văzut decât pe cineva, pe unul singur în stand. Doi pe zeam de acolo, că bătea vântul. Bătea vântul, da. Am văzut dimineața, ați dat un pește, azi mai aveți unul acum. Da, mai avem unul acum. Oricum să știți că diferențele nu sunt foarte mari. Deci, ții între 5-6 pești și poți să schimbi clasamentul. Asta sperăm și noi. Și vremea care... Da, asta așteptăm și noi. Pe 5-6 pești, că nici stânga-dreapta nu a mai mișcat. Nici stânga are 3 pești pe acolo. Păi are, dar n-a mai dat nimic azi peste zi. Da, 3 pești peste zi acum are. 17? Da.
17, nu 17, 16, 16. Dar ne-am mărit, da, 16. Deja vorbim de somități. Da, somitățile vălții, chița 3. Da. Ce se numește, abordare, nânditoare, bine. Am trecut azi și pe, și pe momitoare. Și? Și, în afară de pește mic, nepunctabil. Păi, nu asta știu. Vreau să zic, pește mic, nepunctabil. Da, e deja... Da. Pește care ați prins, înțepați sau nu înțepați? Înțepați bine. Înțepați, nu, înțepați a doua oară sau prima înțepătoră? La ăsta pe care l-aveam la sac nu ne-am uitat, dar ăla de aseară e posibil să fie fost prima dată. Să fost prima dată, dar pentru că curat, foarte, frumos, foarte multă lume îmi spune că peștii au fost pești prins în înțepați, mai ales cei mici. Răi în drill? Bă, răi în drill, îți dai seama, la un kill și un pic nu poți fie rău, dar de plecat pleacă parane. Pleacă parane. Clar că e o noutate pentru ei. O noutate pentru ei. Da. De la anul o să înceapă să obișnuiască și să iasă mai des. O să aibă și o altă greutate la anul. Mai câștigă și câteva sute de grame. Da. Trebuie să câștigă. Nu, o să crească și pești mici, că de prins am luat câți nicule de ăștia mici? Mulți. Nu sunt vreo 7-8 ciortani, da, adică la jumătate de kill. Ce este sub, sub un kilogram, un kilogram 100, se va muta de aici, am baltat în crescători. Și va rămâne aici, se face pește mare pentru... Exact, n-apucă. A scăpat de cei, de cei mici. De multe ori cel mare n-apucă să mai ia nimic pentru că sare ea mici ciotanii cu ea. Oricum n-am exagerat, momitoare sunt doar două lansete, pescuite izolat. Două din patru. Da, 50%, n-am exagerat. Dacă erau trei de aia, era exagerare, nu? Da. Oricum, ce să zic, fire prins? Să fie. Te-ai minte lua din mișoancă. Asta e echipa, n-avem ce să facem. Asta e loc. Sperăm condițiile. Sperăm la noapte, nu știu. Ce să mai de fabrica de nade cu noi aici. Fox e cu noi aici, dar tot cu fabrica de nadă, în combinație. Mă caut pe de sută în jur. Mai avem o fabrică de nadă care stă în cort și nu vrea să iasă afară. Da, asta e. Vă urez pe întins și sper să ne vedem pe podium. Mulțumim. Standul 19, Marian Vlada, Berecatim, nu? Până la mort. Și? Ciprian. Ce ați mai făcut aseară după ce am plecat? N-a mai intrat nimic? Absolut, nicio trăsătură n-am mai avut. Păi și vremea, dimineața a fost frumos, acum putem să... Au apărut norii, presiunea e în creștere. Dar nici vecinii, mi se pare că n-au luat nici... Nu, nici vecinii din... Aici au luat doi ăștia mici. În dreapta au luat două bucăți, da. A, vecinii din stânga au luat, dar au luat pe momitoare și mici. Și am băgat una pe momitor, dar nu. Nu știu de da, ce nu se cred că, nu cred că e o soluție momitorul. Știu, nu e, dar e o soluție disperată, să zicem că da, ca să mai încercăm să mai schimb ceva, să încerci o schimbare. Toate care schimbă, e să mergi. Nu știu cât greșim, nu e posibil să greșim și noi, nu știu în ce măsură. Perioada concursului e fric, noaptea e foarte rece, dimineața puțin cald, acum e la temperatură. Încă nu s-a acomodat nici el. Ieri a bătut și vântul foarte tare către data că acum e așa revenit. E bine să nu ne căutăm scuze. Mai da. Bine ne asumăm noi greșelile, da. Greșim noi undeva și asta... Păi aia zicem, oricum nici condițiile nu au fost încă... Clar. Adică nu cred că e în aceeași poziție ca noi. De aseară... Și n-au mai luat nimic. Ieri au început în forță, au avut două extracătare. Au făcut 7 pești, 2 pești. Au rămas cu ea. Au rămas cu ea. Și în standul 3 a mai luat, în standul 7 a mai luat 3 pești. S-ar putea să se schimbe, să schimbăm... Să schimbe clasa 2. Și 3 pești? Da. Standul 7. Vedem, se joacă, se joacă. Și 10 l-a luat, dar n-a intrat în cărți. Nu știu dacă a intrat, s-au bat. Da, 2, 3 sau... Nu mai știu. O să vedem după clasa 2. Noi nu dăm vina pe baltă, clar. Da, nu știm se poate da vina pe baltă, că... Noi, asta e, ne adaptăm, n-am reușit să ne adaptăm cum trebuie, mai încercăm și mai asta e. Mai sunt și standurile, că încă nu se poate face o sectorizare, e prea devreme de a face o sectorizare, valorică a fost. S-au fost câteva concursuri, peștii sunt noi, e total diferită față de ce a fost anul trecut aproape, nu se mai e nimic asemănător cu anul trecut. Mă uit acum la standul 1, un pești, standul 2, 3 pești, da. Deci, standurile care erau valoric... Mai durează până să acomodeze. Mai durează până să acomodeze. Bă, ce-mi spun foarte mulți oameni, pești neînțepați prima dată. Deci, noi și 4-5 luni de zile de când au fost băgați, de-abia acum au ieșit la...
la cântare. De la anul să fie altfel. O să mai crească și ei amici, să mai scot din ce mi se mai încolo, să mai, aia, să mai aduce pește. Deci o să fie altfel. No, eu nu sunt dezamăgit. Sper să nu-l deranjez pe șeful Nicu Berecan. Eu tot insist. Trebuie, e... Până la urmă venim, e o plăcere, distracție, relax, că tura asta merge așa, tura următoare... Am avut prea mari satisfacții aici pe Baltasar, exact, să exact, da, mă da. Pieric acum de două partide. De două partide care nu au fost fantastice. Da. E în schimbare, Balta, e în schimbare. Eu simt că o schimbare spre bine, trebuie să de la anul vom discuta probabil altfel despre Balta. Vă chemăm noi la interviu, domnul Vrabie, veniți o poză și ceva. O poză, da. Bun, vă mulțumesc frumos și vă urez fire întins în continuare și să ne vedem pe fotbal. Și noi mulțumim frumos. Fire întins. Suntem pe standul 20, alături de... George, din câte vorbeam mai devreme, se pare că ai capturat pe sector până acum. Din ce am văzut până acum, da. Deși n-am jucat la Brăilă, am cam luat. A luat-o Marica, a jucat. Asta e bafta lui. Chiar vorbeam mai devreme, spunea că au luat standul 20 să vezi că nu fac nimic. Ei, uite că... A făcut treabă. Surprizele apar și pentru el, chiar patronul Volții, apar și pentru el surprizele cu peștii pe Balta. Tare mie că vine și seara asta unul și o ia și pe aia de mâine. Și o ia și pe cea de mâine, da. Și cine știe, poate sperăm și la un general. Nu se știe. Sperăm, încă sperăm, e diferență mică. Da. Peștii sunt încă, nu s-au așezat, nu sunt astajizat, cum vorbeam cu mai mulți, și acum se prind pești neînțepați, pești care au intrat în Baltă în martie, aprilie, mai, nu mai știu exact când, martie cred că au fost prima serie de pești. Acum mai avem la sac, Mai avem doi pești, am făcut toți peștii, am făcut șapte pești. Un total așa, grosomodo, de 25 de kg. 25 de kilograme, da. Intrăm în cărți, se joacă, pentru că clasamentul e la general, e proba de numărul de puncte, în caz de egalitate se trece în față echipa cu cantitatea mai mare. Ce să vă zic, nu vă mai țin, fir întins. Mulțumim. Și sper să vă văd acolo sus. Până nu sună goarna, nu le scoate, se joacă. Perfect, sănătate, fir întins. Nu știu ce vreți să fiu, nebunilor. Merge? Da, sunt nebunul nebunilor. Da. Da. Și eu sunt mai nebună ca tine. Da? Treaba ta. Bine. Nu cred. E bine. Da. Ce ai făcut? Le-ai tras la băieții ăsta 21. Da. Să te bat atunci. Mai aveau puțin și te băteau. Da. Și uite, cum ați ajuns pe stand? A dat norocul peste ei. Cântare. A dat norocul peste ei. Locul 1. Da. Au mulțumit și ei? Nu. Nu. Da. Aștept. 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 Încă nu e ziua trecută. Din ce cunosc eu pe cei doi? Auzi, mă, să-ți mulțumim. Sunt două panarame, nu? Da, să te aștept să-ți mulțumim. Da, mai ales Nicu Bonescu. Am un sujit la mine, ți-l dau? Da, sigur că da. Mă duc acum pe pod, în afi, pe pasarelă, să văd care e suciul lui RDS, adică... Suciul de pe pasarelă, nu? Da, avea o problemă cu suciul și mă contacta. Dar oricum să știi că am vorbit cu Florin, Florin este șeful meu. Da, știu, și eu am discutat. Ți-a cerut adresa de mail, îți trimitem planurile. Planurile pe toate molurile. Săptămâna viitoare, vedem cum ne întâlnim, să te duc eu în toate molurile, să arăt unde sunt echipamentele. Și când te sună de acum echipele de servicii, să le dai informații corecte. Să le dau corecte. Acolo, du-te acolo, du-te acolo, da, sigur că da. Cu cea mai mare plăcere, cum. Deci e ok, da? Da. Și sigur, dai și niște bani la RDS. Normal. Nu de el bani. Sigur aveți de primit. Au de primit. Da. De pe statul 21 cu echipa Nicu Mirela, Nicu Alexandru și Nicu Păunescu. Nu e frate meu, să știi. Nu e frate meu. Nu sunt frați, dar amândoi sunt cu țigările în mână. Sunt frați de tată. Că te-a dat bine la filmare. Normal, întotdeauna. YouTube-ul e ok. Da, asta sper să nu ne taie. Deci eu le-am atras. Atenția, vă rog frumos. Da. Deci, Mirela, să revenim. Tragerea la sorți, era lumea de foarte dezamăgită. Da, erau ceva nu, de... Nu, na, lumea n-a fost dezamăgită, contrazic aici. Echipa a fost dezamăgită. Mai puțin Mirela, care n-avea niciun treabă. Eu am fost foarte veselă. Da, am văzut. Și eu încă sunt veselă. S-a dus la Nicu să bată cuva, Nicu nimic. S-a dus mosă de-a mâna, Nicu nimic. Nici nu din echipă nu m-a până la urmă am zis să nu pun, o să pun și filma la aceea pe Nicu să dea și filma și când a auzit 21, ia că-ți telefon. 21! Este, bă! Da. Cine mă? 21! Îi vine să creadă, bă!
Cum mă dau? Ce mă zic? Băi, uite, da! 21 număr, băi! 21! Nu găti, Nicolae! În cat ar trebui cu tău! Ivane, 21 a tras! Ce-a făcut? Ce ți-a trăit? Gata, rog! I-a căzut mâna cu telefon. Și pe 21. Da. 21. Andreea, care nu vrea să vină aici lângă noi. Da, îmi pare rău că ți-a avut reacția așa lui Nicu, filmarea. Era, el era cu aparat, dar ce a făcut Nicu? În momentul în care a aflat standul 21, n-am mai făcut nicio poză. Nicio poză am lăsat ce aparat. A lăsat totul jos, a luat-o ușor, s-a dus la Andreea. Andreea, efectiv, parcă îi dădeau lacrimile. El era și el tot amărât, au plecat toți patru. Am plecat cu coada între picioare. Și cum au ajuns pe stand, două extra cântare. Da, și nu le credea nimeni, că aici era problema. Toată lumea. În momentul în care ai pus pe grup poza cu peștele ăla, eu am vrut să comentez și să spun... Nu e. Nu, ești cam tânăr în poze, e poza veche. Da, și până seara... Auto venit. Tot am ciugulit. Da. E într-adevăr un sector defavorizat, dar am avut noroc că a fost peștele aici în prima da, seară. Da, a bătut vântul foarte bine. Oricum e un cap de baltă și e un cap de baltă, dar e un cap de baltă cu apă mică, la vremea asta e greu să curăț. Cu apă mică, dar și apă mică până și cei mai mari pești. Am prins. Deci în ultimile concursuri, dacă stau bine să mă uit, să mi aduc aminte, în ultimile concursuri au fost cei mai mari pești care am scos noi acum. 12.800 nu cred că s-a mai scos. S-a mai scos parcă o dată de două ori, să ne uităm săptămâna trecută. Săptămâna trecută a fost, cât a fost? 12 și ceva, nu? 12 da. Și un pic a fost. Și parcă a fost același pește scos de două ori. 12 de două ori, da. Da, într-un concurs de. E bine că au început să mănânce și pești mari. Au început să mănânce pești mari, au început să mănânce și pești mai mici care sunt înțepați prima dată. Deci după câteva luni de zile abia acum au început să mănânce. Adică noi aici cel puțin vorbim pe standul nostru, am avut pești mari în comparație cu ce s-au prins în... De până acum, da, categoric. Și pe baltă, nu știu, parcă prințul nostru a avut un pește mai mare odată la plăcere, nu? Cât a avut? 16 plus, dar era plăcere, era la plăcere, era și la plăcere altceva. La plăcere oricum e spus mai ceva de genul ăsta, la începutul lui mai. Da. Pentru că mi-a făcut niște filmări din care n-am pus să aleg nimic. Da, pe nu, că el se pricepe la tot. Da, el se pricepe la tot. A trebuit să mă chinui vreo săptămână, m-am chinuit până am scos un clip de câteva minute. Da, asta nu, e al nostru, îl ținem lângă noi. E bun la cărat. El este foarte bun la cărat. L-am văzut că se pricepe senzațional la cărat. Ai multă tăiere. E bun. Rău că l-am luat pe lângă mine, da? E bun. Da. Pământul ăsta. Pe lângă noi, de fapt, că... Aș fi băcea să-l... Da. Aceea e strategia în continuă. Da. Scurare, a schimbat ceasul, ați făcut... Păi normal, nu trebuie să mai zic atunci, ce să mai... A, abia să-i transiți ceva patronului Bălții?
A, nu, decât că în seara asta vom face o conopidă perpelită, exact ce îi place lui la grătar. Da, și dacă vrea să guste ceva ca să-i meargă digestia bine, îi dăm și un pahar de apă plată Borsec. Borsec. Nu, avem Borsec, avem Aqua Carpatica. Păi deja nu umflăm acum, că îi dăm lux, îi dăm specialitate. Fix asta avem, din păcate. Dar mai devreme pe aici nu s-a oprit, o să-l prindem. Conopida perpelită e pentru el. O să-i facem. Sau la cântar, poate facem cu el să discutăm și cu el așa. Da. Sigur că da. Pentru că... Da, nu știu, noi nu prea discutăm cu concurența așa de obicei. Acum, dacă vrei tu pentru tine, face el echița lei, că are echipa lui, e concurența noastră. Deci nu are nicio echipă echița lei pe baltă. N-are pe baltă, dar alte concursuri are. Nu. Da. Da, mă rog, hai să-l acceptăm acum. Îl acceptăm. Nu e problemă. Poate o să găsesc ceva și să-i pun și lui pe grătar. O să... Încerc să fac o salată, ce să-i pui, că e la regim. Să ceva pe câmp aici, eu voi sigur o să găsesc. Găsesc sigur, pentru că am fost dimineața și am adus vreo 100 de baluți de paie. Păi sunt aici, lângă noi. Da, exact. Da, mai uite, au descărcat acum aici. Nu e problemă. Merge un papa, ce se face din baluțe? Se face ceva din baluțe de paie, nu? Da, normal. Facem o rețetă, sigur că da. Nicu e cu...